Bună seara, domnilor, bun găsit la Profil, emisiunea care încearcă să descopere laturile invizibile a personalităților ce ne înconjoară. În această seară avem onoarea să comunicăm cu un prinț din țara basmelor, nimeni altul decât domnul Titus Jucov. Titus Bogdan Jucov, regizor de teatru. S-a născut la 28 septembrie 1950 în satul Cobani, județul Bălți, în familia preotului Dionisie. Studiază la școala din satul Ciuciulea, apoi la școala medie din Bălți, pe care a absolvit-o cu medalie de aur. Își continuă studiile la Institutul de Cultură din Moscova, Facultatea Regie. Din 71 este actor la Teatrul Republican de Păpuși, iar din 72 este trecut în funcția de regizor. În 79 este desemnat prim regizor al teatrului, în 89, în urma modificării statutului teatrului, este ales în funcție de director artistic, funcție pe care o onorează până în prezent. Semnează regia mai multor spectacole care au fost în timp îndelungat cap de afiș în repertoriu. Din 96 este președintele Comitetului Național al Uniunii Internaționale a Teatrelor de Marionete și membru al Consiliului acestei organizații internaționale. Din 77 este membru al Senatului Uniunii Teatrale din Moldova. În 92 se conferă titlul onorific Maestru Emerit al Artelor, iar în 95 este decorat cu medalia Meritul Civic. În 98 devine laureat al Premiului Național în domeniul literaturii, artei și arhitecturii pentru spectacolele regizate în ultimii ani la Teatrul Republican de Păpuși. În 2000 se acordă Ordinul Gloria Muncii. Bună seara, domnule Jucov! Bună seara, vă mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră. Sunteți un om foarte fericit pentru că aveți cel mai sincer public, părerea mea. Aveți publicul care nu poate minți și dacă cel mai sincer, dar și cel mai exigent. Cel mai exigent. Un mare regizor de teatru din Rusia, montând piesele sale în teatru dramatic, în avantpremieră umplea sala cu copii. Și dacă unul se mișca, înseamnă că stop, ceva nu e bine în scenă. Eu desigur când privesc spectacole colegilor mei, îi invidiez când în sală stau maturii și câteodată îmi dau seama că e o scenă destul de plicticoasă. Dar, fiindcă e bine educat, spectatorul stă în liniște și noi nu ne putem folosi de aceasta, fiindcă dacă câteva secunde în plus ceva n-ai ghicit, ceva nu se întâmplă, sau miroase un neadevăr, copilul dintr-o dată ne dă semnal. Apropo, cine mai vine ziua de azi la teatru, domnul Jucov? Bineînțeles că dacă copilul a nimerit la un spectacol și acest spectacol i-a lăsat o impresie bună, fiindcă sunt spectacole care eu le-aș interzice să le arătăm copiilor, fiindcă astfel îi învățăm pe copii să se îndepărteze de teatru. Zic, dacă a venit copilul la spectacol și acest spectacol a lăsat o impresie, atunci copilul trage de mână pe tăticul, pe mămica, bunicul și îi aduce la teatru. Astfel, în sala de spectacole, câteodată două treimi sunt maturi și numai o treime copii. Am în vedere de spectacole sâmbătă, duminică, când le jucăm. Înțeleg, dar menirea dumneavoastră ca prezență pe mapa mondă a celor care își exercită meseriile în teatrele de păpuși este formarea, primul pas spre formarea personalității ca cetățean a omului. Deci, în funcție și de teatru de păpuși, adică este primul pas, omul cât de cât își formează o atitudine socială, în general. Eu, obligatoriu i-aș duce, eu aș da, nu știu, lege constituțională, ca orice copil, cel puțin odată la două luni, să se ducă la teatru de păpuși. Pentru mine, basmul, povestea, este cea mai bună vitamină de care are nevoie și copilul și cel matur. Desigur, noi auzim frazele că, ei, ce-mi spui tu povești? Sau, m-am săturat de poveștele astea, de vorbe goale și povești. Nu, basmul, povestea e ceva care trebuie să fie îndrăgostit.
E ceva care îți deschide o fereastră spre o altă lume, cel care poate trece această fereastră, să deschidă această fereastră și să treacă în această lume, are posibilitatea să guste din izvorul care numai ce a pornit. Nu zădar în basm, într-o poveste, întotdeauna învinge binele. Și cei care sunt împărinții mei îmi spun, ei bine, asta în povești se întâmplă, în viață e cu totul altfel. Nu. Și în viață, altfel, n-am fi existat noi. Dacă și în viață n-ar fi învinge bine. Ei bine, câteodată nu ajunge o viață. Dar da. Totuși... Oricum, când moare copilul din tine, mai altfel e urât, nu e frumoasă viața. În orice om, indiferent de vârstă, trebuie să existe un dram de copil, la modul nobil. Bineînțeles că da, eu zic că copilul se naște cu zâmbet, copilul se naște cu ochii deschiși și noi, cei din teatru, cei care jucăm pentru copil, trebuie să menținem acest zâmbet a copilului pe o durată cât mai îndelungată. Și fericiți sunt acei care pot păstra această sinceritate, această naivitate, acest credință. Nu în zădar, chiar și Biblia, uitați-vă, sunt din pilde, care sunt niște povestioare, întâmplări în care crezi sau nu. Și fericit e cel care crede. Pentru mine, alegând acest teatru, îmi dau seama cu ani că norocul m-a adus aici și sunt fericit fiindcă zilnic răsfoiesc cartea cu basmuri și zilnic văd acești copii care îi privesc atât de sincer și curat la scenă. Ceea ce nu se întâmplă. Sunt foarte invidios pe ai mei colegi mânuitorii de pupuși pentru că au... Publicul e atât de imprevizibil. Dacă la teatru, mă rog, mai stai din obligațiune, nu știu de care, nu știu cum, contactul nemijlocit între fenomenul teatral, ei în spatele paravanului și copiii în sală, când e gălăgie, când unde e copii albă ca zăpadă, acolo, comunicarea asta, deci omul, și e foarte bine, este implicat nemijlocit, el se simte acolo, deci se sparge convenția asta de barieră, uite, noi suntem public și în partea cealaltă sunt artiștii. El e participant, el cu tot sufletul încearcă să modifice acțiunea, să-l ajute pe Moș Crăciun sau să-i spună iepurașului, vezi că s-a dus încolo vulpea sau nu știu cum. Adică el se simte important și băgat în seamă în lucru nemaipomenit. Păi sunt spectacole care sunt montate ca spectacol joacă unii copii, care nu se poate juca spectacolul dacă nu participă copiii în spectacol. Așa spectacole, jocuri magice sau Doctor Au Mă Doare. Unii copii se transformă în codri, în piscurile munților, în floricele. Deci jocul, teatrul este deja în... Dar uitați-vă ce se întâmplă. Numai s-a născut copilul, primii pași, pune mâna pe o păpușă. Cineva a spus că jocul copiilor e o taină, poate mai mare decât taina moleculelor sau și așa mai departe. E o taină. Odată mă întorceam acasă și am văzut un băiețandru în dosul casei, ținea în mână un bețșor care pentru el era un pistolet sau nu știu, ardeau ochii, fața înspăimântată, urmărea după cineva, răsufla din greu. Și eu îl opresc, zic, ce e cu tine? El se întoarce, iese din acest rol, zice că, nene, lasă-mă în pace. Și își prelungește jocul, acțiune, în care el credea la nebunie. Și mi-am adus și eu aminte. Când luam o mătură sau un băț, mă duceam în dosul casei și mi se părea că e un căluț năzdrăvan. Iată credința în acest joc. Omul permanent în viața lui are nevoie de această credință. Vorbeam acum în off, domnule Jucov, de basme și triste, pentru că
sunt în proporție de 99,9% e happy end-ul, da? Răul e bătut, binele învinge întotdeauna, dar sunt câteodată și basme triste și câteodată balaurul nu este un tip atât de netrebnic, mai are și calități pozitive. Basmul cult, dacă noi îl răsfoim și îl studiem și structura lui, ia uitați-vă Harapald. Chiar eu deseori îmi pun în întrebări, pentru cine e, pentru copii sau pentru maturi? Basm, cum am spus, e o vitamină pentru toate vârstele. Harap alb e pus la încercări, trece toate vamele, toate cumpenele, este aruncat în fântână. Acest chin pe care trebuie să-l parcurgă omul ca la sfârșit să-și pună pe cap coroana. Deci cine are dreptul să-și pună coroana pe cap? Păi e o învățătură, acest basm e o învățătură pentru toate vârstele. Sau micul prinț, care după cum știți... Da. Despre asta, revenim imediat prin telefon, să nu aștepte prea mult telespectatorul. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Deci vreau în primul rând să mulțumesc Domnului pentru ceea ce facem, că faceți ceva frumos pentru viitor, pentru copiii noștri. Sunt pedagog și urmărând emisiunea am găsit de cuvință că sunteți dumneavoastră pedagog. Sunteți pedagogul care prin povești, prin basme, prin ceea ce faceți, educați frumosul la copii și învățați binele. Vă mulțumim și așteptăm mai multe emisiuni despre copii la televizor. Și noi vă mulțumim foarte mult. Ce lăsăm după noi, Dăm Jucu? Asta este important. Pentru că menirea noastră pe pământ nu este doar de a face umbră la porumb sau la mohor. Orice om are o menire pe pământul ăsta. Te naști pentru a face ceva. Eu știu, bascul există pentru mine pentru a purifica, pentru a mântui sufletul. Sufletele noastre prin bas ne curățim noi. Atunci, eu deseori urmăresc cine vine la teatru, vorbeam la început, da. Cine vine la teatru. Vine copii cu ochi gânditori, veseli, vin părinți și în ochii lor se vede dragostea pentru acești copii. Eu am fost martor odată când la colț, strada unde se află teatrul nostru, Bănulescu, Bodoni și 31 August, o mamă, era copilul alături și zice, mămica, mergem la teatru, hai la teatru. Și nu aveau bani ca să cumpără bilet. Și mama s-a așezat la colț ca să cerșească 2 lei ca să poată să-și cumpere bilet, să-i cumpere bilet copilului. E un caz care trebuie să ne pună pe gânduri, pe noi toți. Și cei care diriguiesc cu teatru, și cei care lucrează în teatru, și cei care trebuie să le dea posibilitate copiilor să vină la teatru. Noi, din partea noastră, trebuie să facem tot posibilul ca copilul, odată ce a venit la teatru, să nu se îndepărteze de noi. Să plece mai bogat după spectacol. Copilul simte neadevărul. Îl simte intuitiv. Și dacă noi din scenă îi dăm neadevăr, în orice, în jocul nostru, sau în mesajul nostru, el se îndepărtează de teatru. Și atunci, dacă ne părăsește copilul, ne-a părăsit viitorul. Am auzit un caz, nu știu pe cât este de adevărat, că în timpul unui spectacol era, mă rog, mai mulți copii câți erau acolo, era unul care avea niște deficiențe verbale, orică era ușor bâlbâit, orică era hipoacuzic, nu știu, dar atât de marcat a fost de un fenomen în scenă, că a vorbit în clipa aia. Ca artist, cred că este cea mai mare împlinire dacă îți reușești asemenea. A fost o minune dumnezeiască, cu siguranță.
Dar atât de impresionat rămâne copilul încât îl poate marca pe tot restul vieții. Poate să fie o întorsătură total neașteptată. Adică până acum era bun la matematică sau cel puțin știa să numere pe degete acolo. S-a dus în altă zonă, s-a dus în altă... Și poate decât să iasă un inginer prost, mai bine să un dramaturg bun sau... Nu? Este foarte important și cred eu că atunci când aveți și întâlnirile cu copiii, nu doar spectacol, dar vă mai și vedeți cu ei. După spectacol sau înainte. Ce vă întreabă? Ce pronunță ei? Adică nu e vreunul curios, zic că, domnule, dar unde s-a dus câinișorul, că trebuie să termine așa, dar după asta ce s-a întâmplat cu el a doua zi? A mâncat în aia sau nu? Ce vă întreabă copiii? Oferă continuitate povestii? În primul rând, copiii de la vârsta de 5-6 ani, ei își dau seama că acolo nu e vorba în spectacol, pur și simplu de un cânișor sau despre, eu știu, o căpriță sau despre un urs. Ei știu că este vorba de actor, ei știu că e vorba de un joc și ei încearcă să se implice în acest joc și să găsească mesajul, sâmburile, ideea. Iată, asta e foarte important pentru noi. Pe mine mă preocupă problema cum copilul devine o personalitate, procesul acesta. Și spectacole pe care le-am montat eu pe parcursul anului îmi dau seama că această problemă e foarte importantă pentru mine, în calitate de regizor. Micuța Baba Hârca, același făt frumos din lacrimă, Harap Alb. Iată această formare a personalității. Și acest proces să-l înțeleagă însăși copilul. Sigur, pentru că el este stăpânul vieții sale. Altcineva, bună seara! Bună seara! Vă rog! Sunt de la Don Dușeni, îmi spune Tatiana, se vede că în seară mai mult pedagogii privesc emisiunea. Frumosul pe care îl faceți dumneavoastră, lume ce e feierică, aproape că nu-l poate face nimeni, eu știu, nici poate businessmanii cu foarte mulți bani. Totuși, să apropie cineva de teatrul dumneavoastră să vă dă o mână de ajutor, ce v-a făcut ca dumneavoastră să alegeți teatrul de păpuși? Și o ultimă întrebare, un păpușar își poate întreține familia în zilele de astăzi? Vă mulțumesc mult de tot! Mersi mult, o seară bună! Un păpușar, cu ultima întrebare, își poate întreține familia? Actorii de la teatru de păpuși sunt remunerați ca și toți ceilalți actori. Și dacă vorbim despre salariile simbolice pe care le primește astăzi un actor, atunci astăzi ne ducem, discutăm despre cu totul altceva. Da. Pentru mine este foarte important necesitatea fiziologică a artistului să iasă în scenă. E foarte important pentru mine. Eu nu știu, poate sunt foarte puțini, dar totuși teatrul se menține și se ține pe acești oameni care nu pot fără teatru. E și asta o boală. Și apoi, bineînțeles că sunt alte posibilități. Eu dau posibilitatea actorilor ca să mai câștige un ban din altă parte. Businesmanul, la urma urmei, a fost și el copil odată. Da. Nu? Dar încă o dată, cel care pășește în teatru nu pășește pentru a se îmbogăți. E imposibil. Și apoi, de ce are nevoie un artist, până la urmă? Să-și poată spune ce este în sufletul lui, ce-l doare, de ce e fericit, ce dorește. Și atunci când ai în fața ta acești ochi, ai copilului, deseori, eu văd ochii fericiți ai actorilor după spectacol. E satisfacție maximă. Și pentru mine, aceste clipe de fericire, satisfacția pe care îl primește un actor că a comunicat cu copiii, satisfacția actorului pentru mine este clipe de fericire. Să vedem un fragment din un spectacol al teatrului, se numește Făt frumos din Lacrima.
Scenarul își înfipse pinderii adânc în coastele calului, care fugea scuturându-se ca o vijelie. Când îl văzu pe tot frumos în pustiu, zise calului său: îi necheză frățânii său ceea ce-i spusese, iar frate său i-o spuse lui Făt Frumos: zi frățânii tău să-și arunce stăpânul nori și l-o-i hrăni cu jăratec și l-o-i adăpa cu bară de foc. Calul lui Făt Frumos o necheză asta frățânii său și acesta zvârli pe genarul până în nori. Norii cerului înmărmuriră și se făcură palat sur și frumos, iar din două gene de nouri se vedea doi ochi albaștri ca cerul, ce repezeau fulgere lungi. Erau ochii genarului exilat în împărăția aerului. Ați urmărit și voi cât de bine se combină păpușa, jocul actoricesc, lumina, scena și muzica. Nu putem menționa mâna maestrului Valentin Dânga și pe această cale vă mulțumim eu în numele tuturor copiilor pentru a dumneavoastră creație. Mergeți la teatru cu alte cuvinte. Ce să vedeți? La TV este un impact, dar în sală e altul acolo. Iată acest zbor a calului împreună cu Făt Frumos. Apropo, acest cal este condus de 19 actori. Deci la zborul calului participă 19 actori. Unul trage o sfoară, unul e lipit la podea și flutură aripile. Deci două săptămâni se muncește la sincronizare. Am început repetițiile la acest spectacol cu montarea acestui zbor. Pentru mine era foarte important acest zbor care accentuează divinitatea lui Făt Frumos și e o chemare să ne înălțăm cu toții, să privim lumea de la înălțimea zborului, dar nu de pe gard, cum spune cocoșul, gardul meu văd multe. Deci să ne rupem de la teluric, asta este basmul, să te rupi de la teluric, să vezi lumea, să te rupi având rădăcini în pământ. Alt telefon, bună seara! Alo, bună seara! Vă rog! Mă numesc Cristina, sunt lector universitar. Tot vorbim despre teatru de păpuși, despre copii, aș vrea să vă întreb, în timpul acesta modern, super civilizat, să zicem, ce l-a determinat pe un copil să meargă la teatru sau în ce mod l-ar fascina poveștile, când copiii au acces la atâtea accesorii moderne, jucării, când Moș Crăciun eventual nu mai e nevoie să vină acasă, dar poate decontează cadourile la bancă deja. Și deoarece ați menționat că copiii sunt însoțiți de maturi, de părinți, care ar fi poveștile pe care le recomandați măturilor din când în când? Toate! Să le vadă, să le mai citească așa? Toate! Și care din povești ar fi mai actuale, în opinia dumneavoastră, timpurilor noastre? Mersi mult! Mersi mult! Pe mine nu mă pune în gard toate invențiile, filmul animat, computerul și așa mai departe. Omul întotdeauna va avea nevoie de o comunicare vie. Întotdeauna un măr proaspăt e cu mult mai bun, mai dulce și mai gustos decât cel conservat. I-au prezis teatrului că va muri teatrul încă la începutul veacului 20, dar teatrul trăiește și va trăi. Cum să moară domnul Jucov dacă
ne întoarcem puțin în istorie, grecii antici, amfiteatru ca fenomen, ca prezență, are o acustică mai bună decât toate firmele luate de electronice la un loc. Comparați dumneavoastră acustica Notre Dame, da? Sau Sacré-Cœur și acustica Sfântul Patrick din New York, care e bubuită de boxe. Da. Bineînțeles că da. Aici e marele miracol. Aici e marele miracol. În aer liber, amfiteatru, face așa, sus se aude. Sală de 5.000 de oameni. La Efesus. Asta e chestia, că putem simțim suflul. Teatrul există atunci când există spectatorul în sală. De ce atunci nu vă puneți întrebarea, de ce nu priviți un meci de fotbal la televizor, că puteți privi foarte bine. De ce să mai mergi pe stadion? Dar lumea pleacă la stadion. Omul iubește impactul. Impactul, comunicarea, fiindcă cea mai mare fericire este... Dar care sunt basmele? Toate basmele culte, toate trebuiesc răsfoite și, cel mai interesant, la diferită vârstă, noi înțelegem și descoperim în ele noi și noi nuanțe. Basmele noastre, în primul rând, cel mai frumos basm, iată de zborul calului, făt frumos de lacrimă, când ne gândim la vârsta de 20 de ani, fiind student la Viena, Eminescu scrie acest bas. Antoine de Exupéry scrie Micul Prinț, care eu l-am recitit nu știu de câte ori și vreau permanent să-l citesc. O pagină, astăzi o pagină, mâine încă o pagină, mâine din nou repet, fiindcă basmul te cucerește. Apropo de acest lucru care spuneți dumneavoastră, l-am auzit într-un interviu pe Alexandru Rosenbaum, interpretul din Rusia, care spunea, lecturând Gulliver la vârsta de nu știu câți ani, după aia recitindu-l peste o perioadă de 10 ani sau 15 ani, etc., etc., spune că e cu totul altă lume, altfel vezi, poate cândva ai omis un detaliu important, dar altfel... Sigur. De aceea basme sunt nemuritoare. Apar noi basmuri, dar uitați-vă, Andersen, care frații Grimm, da. Care... Eu am fost în Hanau, mi se pare că da, în Germania, în Hanau, unde este monumentul a fraților Grimm. Este o lume aparte. Dar cât de frumoasă basmul, Dârzul soldățel de plumb. Sigur, cu sacrificiu, frumos. Bun, avem un set de întrebări la care invitatul nostru va răspunde afirmativ sau negativ, opțional va comenta, iar noi am decis să-l intitulăm Momentul adevărului. Prima întrebare. Considerați un lux posibilitatea de a le oferi oamenilor arta? Da. Tratați cu ușurință incomoditățile vieții? Nu pot cu ușurință. Sunteți marcat de opinii incompetente? Mă strădui să nu le observ. Pledați pentru verticalitate, indiferent de situație? Sigur, e ceea ce ne mai ține. Având o dezamăgire într-o relație, oferiți încă o șansă? Aș încerca. Vă respectați propriile canoane? Mă strădui. Pentru dumneavoastră, locul 2 înseamnă înfrângere? Cred că da. Acceptați un punct de vedere diametral opus cu al dumneavoastră? Accept. Preferați propriul test sau mergeți pe încredere? Merg pe încredere. Și ultima întrebare. Calitățile umane sunt definitorii în anturajul dumneavoastră? Neapărat. Vă mulțumesc. Acesta a fost Momentul adevărului. Domnule Jucov, mersi foarte mult pentru faptul că ne-ați mai încălzit sufletele puțin aici în studio. Cu siguranță ne vom mai vedea. Eu vă urez mult, mult succes. Vă realizez cât se poate, săli pline. Vreau ca genofondul acestei țări să sporească înzecit față de anii precedenți, ca să aveți public. Foarte mult.